Bună, salut, dragii mei! Astăzi vreau să vă prezint o metodă cum putem scăpa de furnici. Pentru a nu se mai cățăra în pomii noștri și nu aș mai pune afidele pe frunze, cauză care va strica lăstarii pomilor. De aceea vreau să vă prezint o metodă cum putem scăpa de problema asta gravă. În primul rând am văruit pomii, dar știți bine că varul se duce de la ploaie, de la apă și prea mult nu le afectează pe furnici varul. Așa că eu m-am gândit la o metodă. Avem nevoie de o sticlă de plastic care o decupăm la dimensiunea asta, o desfacem și avem nevoie de o bandă de autoadezivă, cu dublu adeziv și pe o parte și pe alta. Cum procedăm? Banda adezivă pe interiorul sticlei. Sper să se vadă bine. Da. De ce m-am gândit eu să o lipesc pe interior? O să vă explic imediat. Așa. Și mai avem nevoie de un burete cu adeziv, dar indicat este să fie adezivul numai pe o parte, pe o singură parte, ca să nu afectăm pomul. Lipim buretele cu adezivul în exterior. Ce pun eu buretele astea? Pentru a fixa sticla pe el. Dacă noi avem de gând să lăsăm sticla aceasta o perioadă mai lungă, pentru a nu strangula pom, ca el să nu fie afectat stropii. Acum desfacem folia de pe banda adezivă. Fixăm pe acest buret. Deci, vedeți, banda adezivă rămâne pe interiorul sticlei. De ploaie, ea va avea lipici pe ea în permanență. Deci ploaia nu va spăla lipiciul de interior. Și atunci furnica va trebui să urce, pe aici nu are voie, nu are pe unde să ajungă sus. Și ea când se va întoarce pe partea asta, va rămâne lipită, ori pe interior, ori pe exteriorul sticlei. Și acum ce mai fac? Mai pun încă un rând de bandă. Care deja suntem în care cât de curând o să vrea să coboare, dar nu mai au pe unde.
quando lipește extrem, extrem de tare. Se găsește la Horbach, cred că Oblei sau așa ceva am dat pe ea. Și mai pun încă un rând de bandă și jos. Cam asta este procedeul care m-am gândit eu că cred că o să fie de folos și m-am gândit să vi-l arăt și vouă, pentru că nu e un lucru complicat, e ceva foarte simplu și atunci ne scapă de problemele care mi le creează furnicile la pomii tineri, mai ales la pomii tineri, la un mai bătrân care este crescut deja nu este chiar așa mare problemă, dar la un pom tânăr știți bine ce fac furnicuțele își cară ouăle care le-au grijit toată iarna în mușurul lor, le pune pe frunzulițe, din acele ouă iasă niște afide și după aia ele caută să mănânce ce produc aceste afide, este o substanță lipicioasă care lor le place. Dar acum eu sper să fie o rezolvare ceea ce v-am arătat eu. Eu așa le-am făcut. Și la aceștia mai mici am folosit bucată de sticlă mai mică și vreau să vă arăt la acesta deja că s-a... Uitați-vă, nu știu dacă ele să văd cum stau acolo, cum le-am prins. Le-am prins deja în copac. Vedeți cum circulă ele? Acum este varul proaspăt și ele nu mai vor să coboare, dar unele din ele au coborât deja. Și uitați-vă cum ele rămân prinse de bandă. Și ele care vor să urce, uitați-vă, ele nu au pe unde să urce. Și eu sper să fie o rezolvare. Nu știu, nu am mai încercat până acum. Dar m-am gândit să vă dau și vouă ideea, dacă vreți să o puneți în practică. Sper să vă ajute. Deci uitați-le, ele sunt aici, ele își fac treaba deja. Și m-am gândit să le opresc din treaba lor, să se ducă ele în pământ. Părerea mea că la pomișorii tineri, 3-4 ani, eu zic că este o soluție ideală ca să scăpăm de aceste albine, furnici. Am aici un stup de albine și de-aia am zis albine. Și tocmai ce m-a înțăpat una. Vedeți și la pomișorii acestea mici, aceștia am pus acum în primăvară și am folosit același
Ce să vă mai zic, dragii mei? Dacă v-a fost de folos video meu, nu uitați să vă abonați la canalul meu. O să mai vin și cu alte episoade, cu idei, ce mai trec pe prin cap. Dacă sunt bune, nu uitați să vă abonați, lăsați un like. Până data viitoare, la revedere!